Tragedie în județul Cluj, un bărbat a murit după ce a căzut de pe acoperișul unui hotel din localitatea Luna. Acesta se urcase pe clădire pentru lucrări de întreținere. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul avea 53 de ani și era din câmpia Turzii. Ieri a mers să facă lucrări de întreținere pe acoperișul unui hotel din localitatea Luna. Se pare că ar fi încercat să folosească o scară, dar fără să aibă vreun sistem de siguranță. Omul începuse deja să curețe gheaburile când s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțime. La fața locului au mers mai mulți polițiști împreună cu două echipaje medicale, potrivit presei locale. După aplicarea manevrelor de resuscitare din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului. Oficialii Inspectoratului de Poliție Cluj au transmis că acum fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei. Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru încălcarea măsurilor legate de securitate și sănătate în muncă. Incidentul intră în categoria accidentelor de muncă, pentru că bărbatul mort la hotel era în timpul serviciului.